Bună dimineața! Acum suntem cu Crina și cu Abeluș. O să mergem să facem testul pentru COVID și mâine dimineață o să zburăm spre Statele Unite. Așa că de data aceasta vă luăm cu noi într-o călătorie mai îndepărtată și sper să vă fie interesant cu noi. Așa că noi suntem foarte entuziasmați și abia așteptăm să vă arătăm cum va fi drumul nostru și aventurile frumoase pe care le vom avea acolo. Așa, acum suntem în drum la aeroport și ia că Crinuța, Beluș, sunteți gata? Da. E că Delicuța ne petrece și Dănuț ne petrece, da? Mulțumim Domnului, zborul a fost foarte bine și Abeluș cu Crinuța au avut un timp frumos. Abeluș a fost foarte încântat să vadă norii și cum și avionul zboră. Și acum deja trebuie să așteptăm aici, avem vreo 2 ore jumate până o să putem să ne urcăm în avionul spre Washington. Așa că încercăm să ne replictisim, Crinuța deja și-a găsit o activitate, dar Abeluș se plictisește. Abeluș, ce faci? A fost bine zborul? Da? Ți-a plăcut? Aici, în aeroport, am găsit așa o jucărie interesantă și am luat pentru copii și Abeluș ea că desenează, da? Ce desenează Abeluș? Căsuță. O căsuță? Am ajuns în sfârșit în Washington. Zborul a fost foarte lung și obositor, așa-i, Crina? Da, foarte. Dar mulțumim. 11 ore. Da, 11 ore zborul, dar mulțumim Domnului că am ajuns cu bine. Și aici am avut și peripeții. Nu puteam găsi unde este următorul zbor. A fost foarte încălcit aici în aeroport. Dar Dumnezeu s-a îngrijit foarte frumos de noi și a trimis oameni care ne-au ajutat. Că eram noi și câteva familii care ne-am rătăcit. Aeroportul este mare și nu sunt direcții clare. Dar am văzut încă o dată mâna lui Dumnezeu și cum Dumnezeu foarte frumos s-a îngrijit de noi și a trimis pe cineva care ne-a ajutat să găsim drumul. Așa că acum mergem să găsim unde este următorul zbor și foarte curând o să fim în Charlotte. Și ne bucurăm împreună cu familia. Așa că vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru noi, familie, prieteni, biserica, pentru că am simțit rugăciunile voastre. I don't know. Totally. It's a hard one. It's hard. Open the eyes. Oh, wow. I died. What? Turn around.
cunoștință cu Ariana. Ariana, uitați-vă ce dulcică. Deci îmi lăs crinciop? Da, hai lăs crinciop. Ia că-și Ariana cu crinuță. Mare Ariana, wow! Lilia? Arianca! Ne dai hai! Ariana, ne dai hai? Mica! Hai! Ariana, hai vino să stai! Hai, el își arcă ești așa! Așa vrei? Vii lângă bunica! Da? Hai vino mai lângă bunica! Opa! Ia că așa! Și asta! Opa! Hai, 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 hai! Hai, hai, hai! Wow, bravo! Hai și... Pentru Ariana... Pentru Ariana, eu zbadea! Da, bravo! Ariana, până acum, tot așa, hai! Opa! Bravo! Белош, что фай, стежочку авенир? Да? Спорите! Salut, prieteni! Iată s-a încheiat și prima zi a noastră de când am sosit aici, în Statele Unite. Și am avut o zi extraordinară, ne-am întâlnit cu familia, frați, surori, verișori și am avut un timp deosebit și îmi mulțumesc Domnului pentru că am avut această posibilitate să vin aici ca să-i văd pe cei dragi și chiar am avut o zi deosebită, frumoasă și... Vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care v-ați rugat pentru noi că am ajuns cu bine și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze și acest timp frumos care îl vom petrece aici. Și sper că o să mai fac și alte videouri ca să împărtășesc cu voi timpul frumos care vom sta aici și activitățile interesante pe care le vom face.